Hei, salutare prieteni și bine ați venit pe canalul Desene și Colorez Lumea Copiilor! Astăzi, la sugestia voastră, voi desena încă un personaj din Naruto și anume pe Madara Uchiha. Sper să vă placă, sper să adunăm multe, multe like-uri, share, subscribe dacă nu ați dat. Dacă aveți întrebări, păreri sau sugestii, puteți lăsa în rubrica de comentarii de mai jos. Și înainte de orice altceva, nu uitați, apăsați butonașul de like, este foarte, foarte important pentru mine. Să văd dacă vă place ceea ce desenez, ca să știu să desenez mai mult pe viitor. De asemenea, dacă aveți sugestii, le puteți lăsa în rubrica de comentarii sau mi le puteți trimite pe Instagram. Iar tot pe Instagram puteți să-mi trimiteți și desenele voastre pe care le desenați și o să vă las adresa mea de Instagram în descriere la videoclip. Tot în descriere o să găsiți și niște link-uri cu playlist-urile mele. Am desenat până acum aproximativ 500 de desene pe toate temele posibile pe acest pământ. Și tot în descriere o să vă las linkul și în descriere și în primul comentariu care o să fie pinuit. O să vă las linkul la cel de-al doilea canal al meu pe care o să-l fac sau l-am făcut, depinde când vă uitați la acest videoclip. Se numește canalul O Pictură Pe Zi, deci dacă sunteți fan pictură și vreți să învățați a picta sau pur și simplu vreți să mă urmăriți acolo, acolo o să încep un challenge. Un challenge fix cum se numește și canalul, O Pictură Pe Zi. Adică o să fac o picturică în fiecare zi și o să o postez. O să fie pictură pentru începători, o să fie tutorial, pas cu pas, explicat și narat. Sper să veniți, să mă urmăriți și acolo și să... și nu v-am spus cât timp o să fie. O să fie o pictură pe zi timp de un an de zile. Adică începe pe 1 aprilie 2019 și termină pe 1 aprilie 2020. Deci 365 de picturi o să fac până la final de challenge. Sper să fiți cu mine, sper să mă susțineți și acolo cum mă susțineți și aici. Și ce pot să zic? Vă aștept să veniți și pe celălalt canal și să mă urmăriți și acolo. Bun, am început cu Madara în varianta aproximativ boost. Un pic de numeri și capul principal. I-am început cu ochișorul, le-am făcut să uite în jos, în forma lui de Sharingan sau cum e el. Și nu știu ce să spun așa, e fix un caracter anime, adică dacă puteți desena un anime, ca le puteți desena pe toate, că sunt foarte semănătoare. Nu știu cum să zic, nu sunt greu de desenat. Bine, pe voi vă sugerez mai întâi să desenați în creion, că e mai simplu și orice greșiți puteți trasa, schița și abia când e gata schița, sunteți mulțumiți cum arată așa în mare, puteți trasa peste cu ceva permanent, cu o carioca, cu un liner, cu ceva și apoi puteți șterge cu guma de șters creionul de pe dedesubt, ca să aveți un desen curat și frumos. Altfel o să-l măzgăliți și e păcat. Iar la fel, la ce vreți să desenați, ori vă uitați la ceva pe YouTube, la un tutorial, cum sunt desenele mele și așa mai departe, ori vă uitați la o fotografie de referință, îl căutați pe domnul Madara, o fotografie, o puneți în față pe telefon lângă voi și începeți să desenați ce vedeți acolo. E foarte important să desenați după ceva, după o imagine de referință, efectiv, pentru că nu putem să știm pe de rost nici cele mai banale lucruri, dacă în minte, mintea le distorsionează și uităm, efectiv. Haideți că este gata aproape bustul, primul Madara, și o să fac și al doilea Madara, Uchiha, o să fie o variantă chibi, o variantă chibi, nu neapărat chibi, dar mai spre chibi, așa mai cartunici, pentru că nu pot să-i fac ochișorul lui special dacă îl fac mare și, adică nu mai e nimic special la el, nu mai are Sharinganul, să zic așa, ca așa am văzut să numește. M-am uitat și eu la Naruto de mult. Am văzut destul de multe episoade, dar parcă nu era un tip rău Madara ăsta, nu mai știu. Spuneți-mi voi, dacă știți și urmăriți Naruto, explicați-mi și mie care e treaba cu Madara. Eu țin minte că era un personaj negativ. De asemenea, puteți să-mi spuneți tot în comentarii care vă place mai mult dintre cele două variante desenate de mine. Varianta aceasta mai boost, mai el, mai adult și cealaltă variantă mai chibi, așa mai cartunici, mai copilăros. Dar o fac a doua, adică acum. Și la fel puteți să-mi spuneți care este personajul vostru preferat din Naruto, din Boruto, din toată seria. Că este mare și cu multe episoade. N-am apucat să o văd toată, am văzut, cred că,
nu știu cât să zic, până unde, nu mai știu exact, dar oricum. Țin minte că se împertenise Naruto cu vulpea din el, nu mai erau așa dușmani, luptau împreună, abia începuseră să împertenească. Deci sigur, mai e mult până departe, dar sunt prea multe episoade și ce să, n-am așa mult timp, mai mă uit. Acesta al doilea tot la fel, i-am făcut părul, dar un pic mai simplu. E pur și simplu, sunt multe zigzaguri, sunt foarte ușor de făcut și mai ales că are decât un ochi, că celălalt e acoperit de păr. Face cu atât mai simplă treaba, pentru că e mai dificil la ochi să desenăm simetrie, să fie un ochișor la fel ca celălalt. Ori dacă ne e greu și încă nu stăpânim o treabă de genul ăsta sau așa, putem pur și simplu să acoperim cu păr celălalt ochi sau cu o chestie de aia de pirat, cum are și tipul ăla din Avengers, dacă cunoașteți, Nick Fury, și plus tot pirații pe care îi cunoașteți în toate filmele. Și așa scăpa de o problemă, desenați doar un ochi și atât. I-am pus mânuțele într-o formă de face el ceva acolo, o mișcare de-a lui și îmi fac ei de mânuțe. Și pe el are o armură de niște segmenți roșu închis. Îi voi colora, că nu vei ajunge la colorat. E fain, mi-a plăcut cum au ieșit desenele, și primul și al doilea. Eu personal cred că înclin să spun că îmi place mai mult primul, nu știu, e mai pe gustul meu așa, dar și al doilea îmi place destul de mult. Varianta asta între chibi și necibi. Aici din nou n-am putut să mișc camera mai mult. Deci cred că jumate de videoclipurile mele spre picioare nu mai puteți să știți ce fac, pentru că nu se vede, nu m-am filmat. Este minunat. Dar mă gândesc că ce importanță are, nu e așa important să desenați picioare. Mai important e să desenați partea de sus, de la genunchi în sus, de la glezne în sus. Așa, am făcut segmenții aceștia și acolo unde fac puncturețul, la practic e o legătură între segmentul de jos și cel de sus și următorul. Și acum, după ce am terminat de desenat, voi începe să colorez. O să fie interesant de colorat. O să-i colorez tenul, are tenul deschis. O să-i fac câteva umbre, după ce se va usca primul strat, încep să-i fac din păr, este un gri foarte închis spre negru și bine, de să vă spun, eu folosesc carioci pe bază de alcool sau markere pe bază de alcool, se numesc ele, sunt profesionale, sunt mai scumpicele, dar îmi permit să așez mai multe straturi, să dau peste o culoare, altă culoare, altă culoare și se așează. Și de asemenea foaia pe care o folosesc este o foaie specială pentru ele și la fel nu se rupe. Voi dacă aveți carioși normale sau așa, nu puteți să dați mai multe ori în același loc pentru că se va rupe foaia. Voi puteți doar să colorați pur și simplu o singură dată. I-am mai umbrit un pic fața, i-am făcut ochișorul roșu, i-am făcut toți ciufii din cap un gri super închis spre negru și să facem armura roșu închis. Dacă ați rămas până acum în cadrul tutorialului acesta și v-a plăcut desenul cum i-a ieșit, v-a plăcut cum v-a ieșit și vouă, ați învățat ceva sau pur și simplu v-a plăcut să vă uitați, eu vă mulțumesc foarte, foarte mult. De asemenea, în caz de nu ați făcut-o până acum, vă rog foarte mult, dacă v-a plăcut, să dați un like, dacă nu v-a plăcut, să dați un dislike, e dreptul vostru. La videoclipul meu mă ajută foarte mult să-mi dau seama ce vă place, ce anume pot să mai fac pe viitor. Și de asemenea nu uitați, cum v-am spus, al doilea canal al meu care l-am făcut, canalul de pictură, o pictură pe zi se numește. Voi începe pe 1 aprilie challenge-ul de 365 de zile, 365 de picturele. Și vă aștept și acolo să mă susțineți și să vedem ce putem învăța să pictăm. Că dacă sunteți fan desen, probabil sunteți și fan pictură și v-ar plăcea să învățați și să pictați. Pentru că este foarte, foarte simplu și să desenați, să pictați, nu vă trebuie niciun talent, v-am mai spus, o să mai spun treaba asta de 1.000.000 de ori. Eu nu știam să desenez, nu știam să pictez, îmi plăcea așa, dar eram mediocru cel mult. Dar am desenat o zi, două, trei, o zi, două, trei și efectiv am devenit mai bun. Iar la fel de bun puteți deveni cu toții. Dacă puneți mâna pe un creion, pe un pix, pe o cariocă, pe o culoare, pe o pensulă și începe să desenați orice, orice măzgăleală, orice chestie simplă,
un pic azi, un pic mâine, în timp o să deveniți din ce în ce mai buni, să puteți să faceți niște chestii pe care nu credeți că o să fie posibil să le faceți. Cum și eu, desenând și pictând în fiecare zi, devin din ce mai bun și învăț mai mult, învăț mai mult, învăț mai mult. Ce știu acum și ce o să știu peste un an, nu se compare, pentru că o să fiu mult mai bun peste un an. Pentru că asta este. Talentul o să învață, nu e altceva. Bun, vă mulțumesc pentru atenție, pentru videoclipul acesta, sper că v-a plăcut, să-mi spuneți ce v-a plăcut, care dintre cele două variante, care mi-a place cel mai mult de Naruto, dați-mi un subscribe, un share dacă n-ați dat și aici pe cel al doilea canal, v-am pupat, pa, pa!